Cântarea Duhului Sfânt Facere capitolul 8, versetul 11 Și porumbelul s-a întors la el spre seară și iată avea în cioc o ramură verde de măslin. Atunci a cunoscut Noe că apele se scurseseră de pe fața pământului. Porumbelul s-a întors Ce mare bucurie a fost venirea porumbelului în mijlocul celor ce-l așteptau plin de spaimă și de speranță în prima corabie salvatoare, după marea încercare a potopului. Pogorârea porumbelului cu ramura verde a deschis corabia, a pecetluit jertfa și a dezvăluit larg, frumos și strălucit curcubeul noului legământ dintre Dumnezeu și omenire prin noie. Pogorârea porumbelului în corabie vestea sfârșitul lucrării făcute de judecată și de dreptate și începutul lucrării făcute de iertare și dragoste. Chipul lui simboliza pacea, curajul și nebrihănirea. Pogorârea porumbelului la Iordan Aducea tot aceeași veste slăvită, și închipuia tot aceleași virtuți slăvite. Vestea cea bună a păcii cu Dumnezeu, care era mesajul Evangheliei mântuitoare în Hristos, curajul care însoțea până la supremul sacrificiu misiunea aceasta în lume, și neprihănirea care se capătă numai în acest unic fel, și care singură poate deschide porțile veșnice ale cerurilor, și care poate da dreptul de iertare și moștenire acolo la masa și în prezența lui Dumnezeu. Pogorârea Duhului Sfânt, acest rost l-a avut și acest har l-a adus pe pământ. El s-a pogorât în mijlocul apostolilor, asemenea primului porumbel în mijlocul unor oameni trecuți printr-un potop, care stăteau închiși și înfricoșați și ei ca într-o corabie îngustă. Venirea Duhului Sfânt cu putere și cu cutremur le-a umplut și lor sufletele de pace, de curaj și de nebrihănire. Pace împărtăcia lor cu Dumnezeu, Curaj în lupta lor cu Satana și neprihănire în toată ființa lor în desfășurarea acestei lupte și în păstrarea acestei păci. După trecerea noastră, la nașterea din nou, prin răscumpărarea jertfei crucii, ca prin golgota noastră în viața noastră a fiecăruia dintre noi, trebuie să aibă loc pogorârea Duhului Sfânt, revărsarea puterii lui care ne aduce și nouă pacea, curajul și neprihănirea. Și anume pacea cu Dumnezeu și pacea lui Dumnezeu apoi curajul din Dumnezeu și curajul pentru Dumnezeu. Și în rodul acestora, neprihănirea în Dumnezeu și neprihănirea cu Dumnezeu. Slavă veșnică ție, preasfinte Duh, cerescule porumbel, care prin pogorârea ta ne a adus pacea, puterea și proslăvirea de la Tatăl nostru ceresc în numele Mântuitorului nostru, Isus Hristos. Te rugăm, pogoară-te mereu și rămâi pe totdeauna peste noi și în noi, spre a ne păzi și ajuta în toate luptele și încercările noastre, până ce vom ajunge pe totdeauna la lumina și strălucirea împărăției tale. Amin.